A fost o ediție care, după părerea mea, s-a desfășurat în condiții deosebite, în sensul că a fost liniștită, fără incidente, fără probleme. Lumea a fost foarte receptivă la ceea ce ne-am dorit noi să facem. Ne dorim să fie o tradiție, să sperăm că o să fie o tradiție. Am avut o vreme bună. O vreme superbă pentru concurs de biciclete, și un suport al celor care sunt interesați de acest sport, nu neapărat să participe, ci și să vină să vadă cam despre ce este vorba, destul de, zic eu, consistent. Asociația Salva Monte în parteneriat cu primăria municipiului Târgoviște, au lansat o provocare iubitorilor de bicicletă, organizând competiția ciclistă Dracula Montan Bike Race. Prima ediție a reunit la start aproximativ 60 de participanți din Prahova, Slatina, Argeș, București și, bineînțeles, Târgoviște. Startul a fost uh, luat de aproape 60 de oameni, dar înscriși efectiv au fost 40. Uh, asta denotă faptul că oamenii sunt interesați, dar poate din anumite motive, ezită să se înscrie efectiv în competiție. Nu cred că dificultatea traseului sau lungimea lui a pus probleme, ci faptul că probabil oamenii au auzit de concurs cu o zi înainte, deși noi am făcut o mediatizare destul de, destul de agresivă în ultima perioadă, cel puțin în ultimele zile, dar cu toate acestea, oamenii, mă rog, au preferat să stea pe margine și să urmărească cam cu ce se papă un astfel de sport. Deși este corect să spun că în Târgoviști este a treia competiție de acest gen, deci este o oarecare tradiție, dar sub alte denumiri au fost făcute și în 2012 și în 2013. Traseul schițat a avut o lungime de 35 de kilometri, cu o diferență de nivel în urcare de 800 de metri. Dominat categoriile de vârstă de la 18 la 35 de ani. Majoritatea dintre concurență a fost între 18 și 35 de ani, dar au fost și elite, elite care au venit de la uh, cluburi de profil, deci cluburi specializate în mountain bike și care uh, nu sunt interesați de neapărat de ceea ce ne dorim noi cu acest tip de competiție, adică să și promovăm partea istorică a orașului, nu neapărat Curtea Domnească, deci Complexul Mondial cu Curtea Domnească, de unde am avut startul și sosirea, ci și celelalte obiective, respectiv Mănăstirea Gorgota, Viforâta și Mănăstirea Dealu. Organizatorii au avut ca obiectiv în primul rând, promovarea obiectivelor istorice ale Munteniei, ale zonei noastre din Municipiul Târgoviște și în și în al doilea rând, un imbold și un, cum să spun, un slogan pentru mișcare pe care dorim să-l facem nu neapărat la, la nivelul comunității Târgoviștene, ci și la nivelul comunității județene și, dacă se poate, și naționale.